Hai de nou, băi, și bine v-am regăsit la un nou episod de Case Opening. De data asta suntem pe Panda Skins. Episodul ăsta e sponsorizat de băieți. Ce asta? În fine. Da, episodul ăsta e sponsorizat de băieți și o să aveți acolo primul link în descriere. Dacă vă plac genul ăsta de episoade, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe și să aprindeți și clopoțelul să fiți notificați de câte ori postăm un episod nou și hai să vedem dacă avem noroc pe site-ul ăsta. Hai să dăm și așa una la miștoși. Cuțit? Poate pică și nou cuțit? Sau nu ne pică, vedem. Hai mă, power core ăsta. Preset. Na, auzi ăsta. E... 19 și noi am dat pe cutie 27. Hai să deschidem 3 081. Ia să vedem dacă ieșim în pierdere sau nu. Ceva roșu. Poate ne dă și nou ceva calme. Roșu, Bloodsport ăsta. Hai că Bloodsport dacă e. Da. Deci am dat 081 pe 3 cutii și 066. Nu e, nu e. Nu e. Am, deschidem două șarcuri din astea. Ia să vedem. Să vedem cam ce putem, o frate, să câștigăm din astea. Văd că e cutie de AVP, dacă nu mă înșel. Poate să pice doar Safari Mesh sau Dragon Lore. Și evident că noi vom lua două Safari Mesh-uri pentru că... Mamă, gherlă cutia asta, gherlă, gherlă, nu, nu-i bine, nu-i bine. Leo, ia să vedem. Sunt curios. Deschidem două din astea. Să vedem ce poți ne pice, bă, frate, din cutia asta. Dragon King ăsta? Oprește-te aici. Da, de unde? XM, două XM-uri. Seasons. 2 euro. Și am dat 4. Nu știu ce să zic, dar e cam gherla așa. Bă, uite, mă, vreau să deschid. Unde stăm? Ce poți ne picem? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic cu cutia asta, de ce mă întrebi? Am, dă-mi și măcar ceva move. Uite, Tiger-ul ăsta sau celălalt. Cât e? Puff. Băi, chiar rău cu tine, ești nebun la cap. Uite, deschidem, nu știu, nou leopard din astea. Deschidem 10. Nu, deschidem 10, deschidem 2, frate. Să vedem dacă... Care-i schema cu asta, nu știu. Ceva roșu, mov, pică și mie astea. Hai mai du-te puțin. Era același lucru ca acolo, dar să vedem. Să vedem dacă e ceva bun sau nu. 1.40 și am dat 2. Bă, cam chiar le zic. Asta? Ia să vedem ce poți ne pici. Hai că ne pică cuții dacă e sigur asta pică. Niciodată nu o să pice cuții sau chestii de astea, ești nebun. Nici măcar Franklin. O să ne pice ăsta. Păi da. 0.12 și am dat 1.94. Nu știu ce să zic. Bă. Stinging Bee asta. Ia să vină albinuță. Cine pică de la albinuță, mă, frate? Scorumbia? Nu, măcar dacă se și el pe fire elementul ăsta. Dar se pare că nu vrea, bă. Hai, mai du-te un pic. 007. Și pun la cap. Ca asta am deschis-o. Asta a fost prima. Niște turtle de-astea. 3. Să vedem ce poți pici.
Adică și nu Hyperbeast ăsta? Pică față. Să oprește aici, bă. Am luat două Phantom. Ce, mă? Hai, bă, du-te, bă, de aici, bă. Ce-i, mă, asta? Păi asta e bulea lămâniși nebun. De nicio cutie, mă, să nu-i iau măcar asta de pe profit. Asta cred că e vrăjeală totală, ești nebun. Dual Beretta. Și-am dat un euro și așa. Ce mă, ești nebun? Angry Bear. Bă, din nicio cutie, mă, să nu iau o de asta pe profit, măcar. Flame test. Cobalt quartz, bă, ești nebun, 0,21 și-am dat 3 euro pe cutie. Mai rău să zic ceva, nu mai zic nimic. Asaltul ăsta că pare cu albastru mai închis așa, poate... Știi... Da, unde s-a oprit past. I-am dat 0-2. Bă, nici măcar, mă, nici măcar din asta să nu bea. Mai deschid două penguinuri din astea. Măcar de mi-ar fi dat și mie ceva ca lumea să fie acolo, știi ce zic? Oprește pas. Pe bizonul ăsta și PSG-ul. Ia să vedem unde era bombă ăla. Dice? Skin dice. Oh. Miner, ia să vedem. Băgăm asta. Begin. 70, mamă, minim 70 de cenți. Hai să mai deschidem două din astea, nu una. Și sper cu ce ne pică de aici să avem 70 de cenți să putem să deschidem mai acolo. Adică să ne jucăm puțin la miner. Oprește-te, nu pe 2100, că e ieftin, ok. Prână, mă. Bă, poți să se opri 0,38, ia să vedem, acum ar trebui să avem. Miner. Să vedem. Bun. Begin. Aici. 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 Și încă o dată aici sus. Take. Un euro 24, trebuie să vedem, putem să o multiplicăm? Da! Ba, dracu, exact unde am apăsat eu. Bun. Nu știu ce să zic. Hai mai deschidem 10 de astea. Hai să vedem. Să vedem ce... Dacă din astea 10 ne pică și nouă măcar ceva bun. Un skin aș vrea, frate, să văd eu un skin mai scump decât am dat pe cutie. Un euro 44 și eu am dat pe 10 2,70 euro. Hai că contract să vedem. Bam, 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 bam. Asta. Ia să vedem. Ce poate să ne dea din 10 iteme de astea panoramă? Euro 29 și am băgat un euro 27 dacă nu mă înșel. Da. Ia să vedem, ia să vedem. 2,32. 2,21. Haide. Și cu ăsta care pică, mergem la miner dacă e... Dacă e... De ce? Dacă nu, mergem la skin dice. Îmi pică și nouă mânușile astea? Mai du-te un pic. Pa, ce vrăjeală că mai trebuia să duc o dată. Marș. Asta? Posibil win. Păi și ce trebuie să fac aici? Trebuie să...
Mari strecu. Da. În fine. Bun, băieți, cam asta a fost episodul pe site-ul ăsta, pe PandaSkins. Cred că e vreun site ceva nou. Așa. Mi-a portat acolo la recomandat și am zis să încerc și eu. PandaSkins. Dacă vreți să vă încercați și voi norocul, vă las acolo în descriere link-ul și încercați și voi. Poate voi aveți mai mult noroc decât am avut eu. Până data viitoare, eu am fost Tado. Dați voi un like, un subscribe și un share. Ca să vadă și prietenii voștri site-ul ăsta nou. Și ce să zic, să aveți grijă de voi. Pa, pa!